E bine sau e rău asta? Adică să te ia de la 5 ani? Părerea mea că e bine. E foarte bine să ai. Păi lucrurile care eu le-am învățat la 18... Dar la 5-6 ani, Florin, antrenorul ăla știe că cel mic va fi portar. Nu e mai bine să-l lași, nu știu, 10-12 ani? Nu, la 5-6 ani. De la 7-8-9 ani, de atunci 10 ani... Încep să vezi. Da, nu, acum asta e o chestie, îți dai la 6 ani. Fotbal, da, e din copilărie. Așa, ca să alerge. Da, din copilărie. Dar, încă o dată, pe vremea mea, să spun, antrenorii aveau ochi. Deci, avea ochi. Să uita și ăla, poate să fie fundaș drept. Da. Ăla acolo joacă. Păi Halagian, Dumnezeu să-l ierte. Toată lumea știa că e un zbircă. Halagian, cel mai bun antrenor, ascult printre cei mai buni, să nu jignesc. Omul avea ochi, știa unde să pună jucătorul. La antrenamentul jucam 5 contra 2 și Miuță, atât. Asta era. Dacă ne alerga secundul mai mult, bă, lasă-i mai ușor, ușor să nu, ușor că avem meci. Da. Deci nu era așa cum se spune, 15 ture de teren și... Omul celebru, celebru, printre cei mai buni antrenori care am lucrat. Celebru, foarte bun, psiholog, pedagog, mă rog, nu prea era, nu prea era, fiindcă e o chestie, mi-aduc aminte, de la Nițu, era la Victoria și l-avea echipa făcută pe caiet, tot, citea după caiet. Și că i-ar fi luat caietul. Și la un moment dat a greșit vreo 2-3 jucători, dacă nu avea caietul. Aoleu, da, de asta spun. Nițu i-a luat caietul. Da, Gigi îmi povestea, băi, am luat caietul de la Victoria și... Dar omul celebru, bun antrenor, da să spun, acum e altceva. Dacă ar fi să ai voie să iei un singur meci pe o insulă pustie, care e cel mai greu meci pe care l-ai jucat? Cel mai greu și cel mai frumos meci a fost meciul cu Olympique Marseille, când au luat ei cupa, era la Dinamo. Am jucat la Olympique Marseille contra lui Deschamps, Barthez, Abedi Pelé, Amoro, Völler. Deci cel mai, deci acolo, când am văzut 40.000 de spectatori. Chris Waddle. Da, deci ce jucători aveau, am pierdut până la urmă 2-0, da. 0-0 la București, dar spun, deci mi-a lăsat o... Și am făcut și un meci foarte bun atunci. Mi-a dat o încredere în mine foarte mare. Și cel mai rău e Cosice? Chiar dacă n-ai fost... N-am jucat, nu. Cel mai rău... Eu vezi că am asistat și la Dinamo Foresta 4-0-5-4. Eram pe bancă și cel mai iubit după meci eu eram, că n-am ieșit. Și toată lumea zice, tene, cel mai bun, că eu nu jucasem. Și am zis, bă, sunt liniștit meciul ăsta, că... Deci ai prins Cosice și ai prins 4-5-ul ăla? 4-5, am mai prins și un meci în Giulești, unde Rapid, Oțelul, 3-1 pentru noi, ăia cu un jucător mai puțin Galațiu, da? 3-2 dau ei gol, îmi dă un gol de la vreo 30 de metri, nu mai știu, Val, nu mai știu, 3-3 egalează întâmplător, nu e ocazie, ultima fază, noi cu 5 în careu, ei cu 1. Și ăla zice Vali Ștefan, care era singur, îi zice, da, lui ăla, dă-o afară ca să treacă timpul, puneau ăștia, toată echipa lor era, dă-o afară. Ăla n-a auzit, nu știu ce, a centrat, poc. Gol Vali Ștefan, noi cu 5-4-3. Deci, adică am trecut pe multe chestii. Da, nu mai știam după meci toți, eram cu Matei, cu Bealcu și bă, ce să bem, că nu știu, trebuie să bei ceva să-ți revii din nebunie. Și Matei, altul care a jucat și pe la Steaua și pe la Dinamo. Unul dintre cei mai buni fundași. El a prins și FC Național. Da, mie îmi pare rău, Matei n-a putut să joace în echipa națională, că erau unii foarte buni, dar da. Matei era iar foarte bun, foarte bun. Deci pentru mine Matei, unul dintre cei mai buni fundași care a avut România și foarte duri. Da. Păi am jucat un meci cu Dinamo și pe culoarul din Giulești, Dinamo s-a băgat pe dreapta și era Mateo primul, la Dinamo Mateus, Lupu, eu tu mai venisem la Rapid. Bineînțeles că îi respectam. Eu, da. Și mi-au zis băieții, Guriță, fără de astea, că la noi nu e așa în Giulești. La noi nu e așa, la noi din minutul 1 și eu n-am știut până m-am prins. Și cacao. L-a văzut pe Mateo și îl ia de și îl dă așa într-o parte. Ce-o zis, mamă, începe deranjul pe tunelul ăla. Și eu la Mateo spac, ce faci, te sar la bătaie toată lumea? Alo, pe tunel. Pe tunel, da, fii atent. Și zice, ai stă rapid în dreapta, oaspeți în stânga. Și zice, și, nu știu cu ea, zis, ai venit, ce curaj ai. Aoleu, avea și deci, caterincă mare. Deci, de asta vreau să spun. Matei. Deci când jucam cu Matei, da, și prindeam și eu curaj. L-a tras pe Mateuț, ați văzut că nu ești pe șina. Mateuț, care e Mateuț, da. Și Mateuț, gheata. Nu pui mâna. Încă o dată, l-a luat și l-a zis. Și la Mateu, ce mă? Alo, ușor, că aici este rapid, nu este în gaze. Voi acolo, asta era. Dar unde se gândea, dai seama la factorul și factorul psihologic? Dă-te un picuț, da, așa, că păi, bine, și fotbalist îl ajuta și treaba asta, că poți să ai... Păi pe lângă el mai erau 4-5-6, mai era Chiriță, Rupător, mai era, da, Bealcu, mai era aia și începea. Ați venit, bravo, stai să vedeți, minutul 15 și începea și galeria și alenocări și... Cea mai frumoasă atmosferă în Giulești? Printre cele mai frumoase. Și la Dinamo mi-a plăcut. Dar la Giulește făcea, cum să spun eu, deci când ieșea la încălzire și mie îmi plăcea să ies primul, că ieșea portarul, da, primul. Da. Deci era ceva, 15.000 de spectatori să cânte,
Deci mi se părea, părul măciucă, deci da. La momentul ăla nu te mai gândeai la prima. Deci asta nu e legendă că publicul te saltă. Deci oameni buni, în Giulești, și dacă, în momentul în care ai ieșit și publicul cântă, deci nu mai ai nevoie de nimic, de bani, de nimic, de primă, de joc, de contract. Vrei doar să le oferi oamenilor ceva de calitate. Dar la turci, la fel, nebuni? Da, nebunia după lume. Nebun. Deci nu există așa ceva. Deci nu există. Ce se aude despre ei nu e adevărat există. 100%. Joci contra lui Galatasaray, lui Fenerbahce. Deci ești, ai pierdut meciul de la cabine, fiindcă nu se poate atmosfera ca acolo. Nu se poate. Dar sunt amintiri frumoase, foarte frumoase. De asta câteodată s-am spus, mi-ar place să am un pe cineva care să, da, să ceea ce vorbesc, da, să le pun într-o carte. Dar prietenii mei la fel, avem multe chestii cu Piții Varga, cu o grămadă. Cu Nea Piții Varga, Dumnezeu să-l ierte. Și că la un moment dat, când ne-a antrenat, Sețe Moraru cerea să-l antreneze. Deci Piții Varga îmi dădea 20 de șuturi, numai în piept, da? Numai în piept. Deci eu așa stăteam. Și el zicea, trage pieptul să... Și al 21-lea îl dădea puțin lateral și zicea, pardon, el mie. El mie, pardon. Și eu zic, pentru ce, domnul, că a greșit. Adică s-a dus, da, să... Pardon, că a greșit. Și pardon, deci... Florine. Deci nu venea să cred. Bun, acum iar și începe să ne întristăm, că nu mai sunt oameni care se vadă astfel de jucători, dar nu mai sunt nici oameni care să aibă respectul ăsta. Față de cei care au fost înainte, față de unde s-a pierdut chiar așa tot? S-au pierdut și îmi pare rău că se pierd și obiceiurile care erau înainte, care erau niște obiceiuri bune. Respectul care era înainte, la fel. Păi eu mă întâlnesc cu fotbaliști vechi, dau un exemplu, sau Cornel Dinu, Vava Chiran, eu știu, Nicușor Vlad, da, vechi. Da. Păi cum să nu, eu să mă duc și salut primul lucru. Îi întreb ce fac, au nevoie de ceva, dacă... Așa am crescut. E, acum... Nici măcar nu te bagă în seamă, da, zice, da, păi cum să mă duc eu la ăla, să vine la mine. Deci aici s-a ajuns. Încă o dată, eu mai merg cu generația tânără, mai mâncăm, mai bem și noi un șpiț, o berică și stăm la masă 20 de ani și vorbesc între ei. Mai e bună mâncarea? Da. Da. Tu mai bei o bere? Da. Deci vrea pe mine. Am zis, băi, oameni, m-am ridicat și am plecat. Eu nu mă regăsesc în tot ce e acum. Da, așa este. Știi că aia, că am avut internetul tăiat aseară și am stat de vorbă cu ăștia din familia mea. Zic, băi, it's ok, așa, zice, mă înțeleg, ok, ai, cu ei, știi? E glumă, da, dar e de adevărat. Da, sau când ieși afară la fotbal, dar ce, mamă, s-a stricat telefonul mobil? Da. Ce căutați voi? Da. Unde-i fotbalul ăla din spatele blocului? Bine, acum e parcare în spatele blocului. Da, deci, încă o dată, fotbalul din spatele blocului îl trăiam cu o intensitate ca și cum jucam Steaua Dinamo. Deci, crede-mă, când jucam între scări sau jucam între cartiere, era ceva, deci nu dormeam la fel. Deci, că era ceva fantastic. Puneai două pietre, minge și jucam asta. Iubeam. Era ceva ce... Bun, după ce ai terminat, antrenor aici în România. Am început imediat, cum mai aveam un an contract la Dinamo. Un contract destul de bun. Și am vorbit cu Borcea și Cristi, nu mai am motivație, nu mai asta. Și bă, nu-i nicio, îți las contractul care îl ai, ocupă-te de copii. Dacă tu facem Academia de Portar la Dinamo, stai, te ocup. Eu un an de zile am luat-o de jos cu copii și juniori, toți portarii din asta. După aceea am început la Dinamo cu Andone. M-am dus la Rapid cu Mircea Arenic. M-am dus la Steaua cu Rec. Am stat 11 ani la echipa națională de tineret a României. 11 ani. Toți portarii mari, portar Tătărușanu, Pantelimon, Lung, Bălgrădean, Stăncioiu, Curcă, toți au trecut pe mâna mea. 2-3 ani fiecare. De asta spun că pentru mine mi se potrivește ca o mănușe. Și place. Îmi face plăcere că știu, vorbesc pe limba mea. Ca să vezi colac peste pupăză, că mai vorbeam cu câte unul, doi, că mai... Și am zis, băi, eu pot să mai vorbesc de jucătorii, dar tu de portar... Păi de ce, Florine? Păi eu am fost antrenor principal la Liga 1, la Sportul Studențesc. Vreo 5-6 luni. Am fost antrenor aproape un an, la FC Otopeni, principal. Deci, m-ai permis să mai vorbesc și de... Mi-a prins bine și asta. Da. Mă rog, adică nu numai de portare. Da, printr-o conjunctură am fost, că trebuie să recunosc. Am avut pro și, mă rog... Dar ți-ar fi plăcut să continui așa sau asta cu portarii e viața ta? Eu cred adică că... ai fi vrut să fii și antrenor e frumos, de câmp? Da, da. Tocmai îmi construiam casa la Izvoroane în perioada când eram antrenor principal și mi-am dat seama ce greu e. Și am venit și aveam făcut semn 2-2 acasă. Otopeni nu mai pierduse acasă de foarte mult timp. Și am zis, mamă, pierde cu mine, să vezi, acum intru în istorie. Mă gândeam, intru în istorie. Și mă duc și mi s-a pus o gheară în piept. Deci mi-am dat seama, deci, dar o gheară așa simțea și a spus lui Anca, băi, nu mă simt bine, stai jos, ia apă. Veneam după meci. Și, deci trăiești meciul așa de puternic. De asta spun, sunt mulți antrenori mari care au probleme cu inima. Nu e o meserie ușoară. Că tu trebuie și antrenor principal, ești și doctor, ești și fizioterapeut, ești și câteodată și profesorul lui de viață, fost Nea Mircea Lucescu. Păi Nea Mircea Lucescu, stai cu el, nu vorbește doar de fotbal. Nea Mircea Lucescu a crescut caractere.
Deci omul a crescut cărți, caracter. Teatru, mie, chestii de el viață. El când mi-a spus să mă duc la Moreno, nu vreau să plec de dragul lui. De ce? Că aveam ce să învăț de la el. Mi-era așa de drag de el și stăteam așa, stăteam, orice cuvânt îl sorbeam. Chestii de viață, nu de... Dar te-a învățat că acolo poți să prinzi meciuri care o să te ajute. El a avut încredere că o să apăr și așa a fost. El a avut, zice, bă, tu o să apere, ascultă-mă, îl ai pe Doho și cu Zlotea, tu o să apere acolo, o să vezi. Și asta a fost. Deci simțea, vedea. Da, da. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri.